Postul de secretar al primăriei Zalău, devenit vacant după ce Stelian Potroviță s-a pensionat, a fost ocupat temporar de Claudia Ardelean. Directorul serviciului juridic din cadrul primăriei va ocupa funcția de secretar până la organizarea unui concurs pentru acest post. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței de Consiliu Local de astăzi. În cadrul ședinței de Consiliu Local de azi, viceprimarul Teodor Bălejel a anunțat că postul de secretar al primăriei Zalău, devenit vacant după pensionarea lui Stelian Potroviță, va fi ocupat temporar de Claudia Ardelean, directorul serviciului juridic din cadrul instituției. Vreau să vă informez, probabil că știți, domnul secretar Stelian Potroviță nu mai este la primăria municipiului Zalău, s-a pensionat, cu data de 10 iulie, așa, și în perioada asta de interimat până la organizarea concursului, doamna director Ardelean va ține loc și de secretar al municipiului. Sigur că o știm cu toții, este o colegă profesionistă, pricepută și foarte implicată în tot ce înseamnă administrația publică locală și noi, Consiliul Local, vă urăm succes în această perioadă și sunt sigur că o să ne asigurați buna desfășurare a ședințelor Consiliului Local și că nu va fi nicio problemă, având în vedere cum vă cunoaștem noi, o persoană implicată, pregătită. Mai întâi aș dori să mulțumesc conducerii instituției pentru încrederea acordată de a mă desemna să exercit această funcție de secretar cu caracter temporar, bineînțeles, până la organizarea concursului, și să vă asigur de întreaga mea colaborare în activitatea pe care o să avem din perspectiva funcției de secretar. Principiile pe care n-am să le uit niciodată este cel al legalității și al transparenței, iar având în vedere că atributul cel mai important al secretarului este de a asigura legalitatea actelor administrative, atât cele emise de primar și de secretar, vă asigur că voi face tot ce este în puterea mea pentru a asigura legalitatea acestora. Mulțumesc de încredere! Stelian Potroviță a ieșit la pensie luna aceasta. A fost secretar al primăriei Zalău din anul 1992. Postul de secretar, ocupat temporar de Claudia Ardelean, urmează să fie scos la concurs.